Nu trebuie decât atât, până pe aici, nu trebuie tot. Nu. Doar ca nu, să ai intrare, aici, da, să ai intrare. Aici pe partea asta și pe mai ieșire pe partea cealaltă în DN. Oamenii serioși dau politicul la o parte și pun pe primul loc cetățenii și administrația, iar un exemplu demn de luat în calcul este parteneriatul dintre primarul comunei Șimian, Constantin Trușcă, și senatorul de Mehedinți, Marius Bălu. Astfel, un vis devine realitate și în Mehedinții, lângă Turnul Severin, mai exact în comuna Șimian. După discuții și întâlniri, se poate spune că astăzi s-a pus piatra de temelie a parcului industrial atât de mult dorit și așteptat de severineni și de toți mehedințenii. Parcul industrial și logistic Șimian este proiectul grandios la care Marius Bălu și Constantin Trușcă și-au unit eforturile pentru ca visul să devină realitate. Astăzi cei doi au mers pe teren pentru a prezenta consultanților viitorul amplasament. E 130-140. Da, încă 100 de metri de aici. Da. Deci noi... Este 95 acolo. Și noi acum suntem aici. Da. Aici. Dar noi putem rezolva cumva așa, știi? Nu toată, dar o porțiune. Și asta mare e al lui? E al lui. Și ne dă o porțiune aici decât o avea și mai vorbim cu asta. Și atunci ar fi intrare direct din... Da. E fără ăla cât metri stă acolo, ce înălțime are ea? 28 de metri, 29 de metri, 49 de metri. Da, dacă cum putea, dacă nu. Dacă nu, da, trebuie, tot ce ne trebuie să aibă să fie un inel mare acolo. Da, dar ce se putem să-i punem un... Ăsta e tot drum de exploatare, nu? Da. Viziune, dorință, profesionism și dragoste față de locurile în care te-ai născut și desăvârșit în viață sunt amănuntele deloc de neglijat care au făcut pe cei doi oameni politici din partide total diferite nu numai să colaboreze, să creadă în același vis și să-și dorească același deziderat, să găsească numitorul comun și să formeze o echipă în primul rând pentru Mehedinți. Înseamnă foarte mult, nu numai pentru comuna Șimian, pentru tot județul Mehedinți. Este o discuție mai veche pe care am avut-o cu domnul senator Marius Bălu. Astăzi s-a concretizat. Am stabilit toate amănuntele, în următoarele zile ne vom ocupa de documentație. Ne-am obligat în primăria Șimian să aducem toate utilitățile aici. Este vorba de electricitate, de gaze, apă, canal și infrastructura, mai precis calea de acces spre viitorul parc industrial. Ce presupune acest parc industrial pentru comuna Șimian și pentru județul Mehedinți? Practic, dacă se va construi, se va construi și se va amplasa pe teritoriul celei mai mari comune din Mehedinți. Așa este și în imediata apropiere a municipiului Drobeta Turnul Severin. Înseamnă foarte mult pentru locuitorii comunei Șimian, pentru primăria Șimian, pentru bugetul local al comunei Șimian și cel mai important lucru este crearea, părerea mea, peste 1000 de locuri de muncă la acest parc industrial. Faptul că Marius Bălu este vizionarul care încă din anul 2008 a pus pe tapet nevoia unui parc industrial și logistic este deja de notorietate publică. Faptul că tot Marius Bălu este cel mai bun președinte de Consiliul Județean Mehedinți, pe care l-a condus și coordonat cu rezultate excelente în perioada 2008-2012, este de asemenea un adevăr imbatabil. Faptul că Marius Bălu nu a abandonat nicio clipă aceste proiecte este astăzi confirmat prin echipa sudată de dorință și împlinire cu primarul comunei Șimian, Constantin Trușcă, care s-a mobilizat, a găsit terenul, lucrează la documentație și merge înainte, convins fiind că Șimianul, Drobeta, Turnul Severin și județul Mehedinți vor beneficia de pe urma implicării sale, rămânând astfel în istoria acestui județ. Așa cum am declarat în ultima perioadă, am identificat 3 soluții pentru parcuri industriale, nu o singură soluție. Aceasta este una dintre ele. Astăzi, împreună cu domnul primar Constantin Trușcă, primarul comunei Șimian, am demarat procedura de înființare a parcului industrial. Ceea ce vedeți în față aici este o suprafață de circa 11 hectare pe care sperăm ca în maxim 2-3 luni de zile să obținem statutul de parc industrial și să începem investițiile pentru utilități și ulterior, evident, partea poate cea mai grea, găsirea de investitori. Este un deziderat al meu, este o dorință sau o nevoie a mehedințenilor, crearea de locuri de muncă. Sperăm ca în cel mai scurt timp să oferim primăria comunei Șimian, împreună cu domnul primar, să ofere locuri de muncă în acest parc industrial. Va fi un parc industrial atât dedicat
investitorilor, dar și celor care doresc o activitate logistică, va avea un concept foarte modern și foarte deschis investitorilor și veți vedea pe parcurs, din discuțiile pe care le-am avut cu domnul primar, că vor fi și foarte multe facilități, ceea ce cred eu că vor crea, vor crea premizele venirii unor investitori puternici. În același timp vorbim despre o zonă de graniță cu Serbia, o zonă de graniță cu Bulgaria, avem cale ferată, avem tot ceea ce înseamnă drumuri naționale și europene. Sigur, terenul este extrem de bine poziționat, ca de altfel și cel din proximitatea termocentralei Halânga, unde este o a doua locație pentru parc industrial, dar revenind la acesta, are ieșire la drumul european E70, da, drumul spre București, dar are ieșire și la drumul spre Calafat, practic spre Bulgaria. Mai punem la socoteală faptul și că este la circa 5 km de portul Drobeta și iartă, practic, avem un tablou întreg al unui teren foarte bine poziționat din punct de vedere al creierii unui parc industrial. Marius Bălu este omul potrivit la locul potrivit și în momentul potrivit, recomandat de experiență, dar și de partenerii care au găsit în acesta un susținător al investițiilor. Astfel, prezent la cel de-al patrulea forum al strategiei europene a Dunării la Ulm, în Germania, anul trecut, în octombrie, Marius Bălu s-a revăzut cu buni și vechi prieteni care pot să aducă Mehedinți investiții de 10 de milioane de euro și locuri de muncă. Faptul că Marius Bălu este cunoscut la nivel de landuri germane, căci în cercurile economice influente din Viena sau Budapesta, ca un om serios și implicat, este încă o garanție că județul Mehedinți, mehedințenii și primăriile din Mehedinți pe mâna lui Marius Bălu au numai de câștigat. Țelul principal al strategiei Dunăre de asta a fost și implementată la nivel de comunitate europeană pentru a transfera tehnologia, pentru a transfera știința, cercetarea din partea aceasta foarte dezvoltată a Europei apusene înspre partea de est a bazinului dunărean. Trebuie să vă spun că am la fondarea acestui proiect a contribuit și în bună parte un amic de-al meu din zona dumneavoastră, astăzi senatorul Marius Bălu, cu care am reușit acum 6 ani să punem cale, să spunem, ideile principale ale strategiei Dunării și mai ales pentru a transfera tehnologie spre aceste zone care, să spunem, nu sunt așa de dezvoltate cum este zona noastră. Îmi pare bine că l-am întâlnit anul acesta din nou, după 4 ani. Noi am început proiecte foarte bune în județul dumneavoastră, chiar și la Orșova, unde am implementat o mică fabrică de mare elită în domeniul automotiv pentru firma Mercedes, dar de atunci nu s-a mai întâmplat foarte multe pentru că s-a întrerupt aceste relații. Și trebuie să vă spun, astăzi mi-a făcut mare plăcere să-l revăd și eu, care conduc la nivelul landului nostru o agenție mică pe lângă Banca Națională a Landului Baden-Württemberg, anume un birou special care îndrumă investori spre România, și vă garantez că în următoarele câteva luni de zile o să creăm câteva locuri noi de muncă chiar și în zona dumneavoastră, în mai multe domenii. Cu ce gânduri ați venit și cum vi s-au părut primele discuții, primele întâlniri și cu foști prieteni cu care nu v-ați mai văzut de o grămadă de timp? Da, foști și actuali prieteni, am prieteni foarte buni pentru că am fost foarte implicat în acest fenomen încă de la început. Sunt membru fondator al Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărere, iar președintele acestui consiliu este chiar gazda noastră de astăzi, o foarte bună cunoștință a mea, domnul primar al Ulmului, domnul Ivo Gjörner. Suntem la 4-a ediție, așa cum ați spus. Prima ediție a fost la Regensburg, a doua la București, am găzduit și noi forumul anual, a treia la Budapesta, la Viena și iată că acum a 4-a ediție la Ulm. Am venit cu gândul de a
vedea oportunitățile pe care această strategie le oferă pentru Drobeta, Turnu Severin și de a găsi soluții concrete la problemele actuale grave cu care se confruntă orașul nostru. Mă refer în primul rând la locul de muncă și la termofecare. Cu toată lumea cu care am vorbit și cu care mă cunosc din toate domeniile de activitate, fie că vorbim de administrația locală din țările respective, fie că vorbim de oameni de afaceri, pe toți i-am întrebat ce soluții au găsit ei pentru a rezolva aceste probleme. Ați văzut și dumneavoastră că există interes, există o anumită dorință de a ne ajuta și sper din tot sufletul ca în perioada următoare să se concretizeze toate aceste discuții ale mele de aici. Marius Bălu, prin implicare și determinare de care a dat dovadă pentru bunăstarea mehedințenilor, speră ca în câteva luni împreună cu primarul comunei Șimian, Constantin Trușcă, să poată obține statutul de parc industrial la Șimian, creându-se astfel Parcul Industrial și Logistic Șimian. Marius Bălu este cel care a inițiat asocierea dintre Consiliul Județean Mehedin și Primăria Turnu Severin pentru Parcul Industrial Drobeta, proiect ce nu a fost dat uitării și odată cu venirea lui Daniel Crjan la Primăria Turnu Severin din data de 5 iunie, cei doi vor debloca și acest proiect de o mare însemnătate.